Merge bine sau merge foarte bine? Foarte bine. Acum să vedem cum merge și ca postare. Că e vară și lumea nu prea mai intră pe net. Atât pe YouTube cât pe Facebook. Nu vorbim despre alte canale unde vă răcoriți, Upon și RedTube. În fine, salutare și bine v-am găsit la o nouă cafea de după ultima din luna iulie. N-a cam mai pus o lună deoparte. Intrăm în august cu forțe proaspete. De la 1 august se reduc prețurile la alimentele de bază. Deci o să avem lapte mai ieftin, carne mai ieftină, os mai ieftin. Nu știm dacă burgerii de 6.000 de euro dacă se vor ieftini, poate dacă se ieftinește și foița de aur. De aur. Da. Pe unde sunteți? La mare. La mare ați văzut că la Eforie a fost filmat o vulpe. Era săraca vulpe acolo printre stabilopos, pe unde putea și ea, doar nu o să intre în apă, că acolo este E. coli. Că și vulpile, da, E. coli, zici că e fotbalist congolez în campionatul Franței. Pasează E. coli! Da, la Tușnad merge, care e diferența între Tușnad și Tășnad? La Tușnad merge Victor Orban. O zis că în câțiva ani speră să fie în Ungaria, să nu mai plătească viză. Da, mă rog, Tușnad, pământ românesc. Felicitări, totuși trebuie să spunem și noi să felicităm olimpicii români, elevii de liceu care au luat multe medalii de aur la olimpiadele internaționale. La fizică am fost pe locul 4 în lume și 3 în lume și la matematică pe locul 4. Practic numai cine a fost înaintea noastră? America, China și ceva Coreea și rest am fost în arte ordine de idei. O știți pe domnișoara Bostănică? A luat și abacu. Cea mai influentă tiktokeriță, l-a luat cu 6.45. Aia... Bostănică. Bostănică. Dădăbuleni. Zice, într-adevăr, m-a încurcat un pic bacu că am fost nevoit să lipsesc câteva ore să dau examenele, dar în perioada aia am pierdut și vreo 50.000 de euro. Așadar, dragi elevi, hotărâți-vă. Ori pierdeți câteva mii de euro și după aia îi refaceți pe TikTok, ori pierdeți câteva mii de ore și învățați ca să ajungeți olimpici. Da, pe cine mă interesează olimpiada acum, că acum avem alte manifestări. Electric Castle-ul s-a terminat de curând, fără incidente. Sau n-am aflat noi, din păcate Chemical, așa se pronunță, Chemical Brothers n-au ajuns la spectacol, dar zice vorbiți cu frații Nicula de la European Drinks că ei au chimicale și frați. Târgul de fete de pe Muntele Găina s-a terminat și el, nicio fată n-a fost cumpărată și nici vândută, semn că dar ele le-au vândut, le-au cumpărat, cum să zic, îi joacă pe degete, pe băieții, vând și cumpără cum doresc, mă rog, astea sunt vremurile. Multă lume care a venit de la târgul de fete de pe Muntele Găina s-a oprit în variantă la Câmpeni, la restaurantul Panagusto. Păcat că nu fac delivery și în Cluj, dar lasă că mă mai duc eu pe acasă și vă spun eu, au o mâncare extraordinară când mergeți în Țara Munților la Apuseni, Panagusto. Și dacă mergeți să vă cazați în Arieșeni, fac și delivery până divizia Panago. Go! Am plecat și eu de aici, weekend plăcut și să ne vedem cu bine în august. Îți dai seama? August? Cine august? Ciorapii mei. Salutare și Doamne ajută! Tak.